Cea de-a doua ediție a Cupei Bucovina la Judo a reunit la start tineri cu vârste cuprinse între 5 și 18 ani de la 16 cluburi din România și de la 3 cluburi din Republica Moldova. Competiția s-a desfășurat în sala de sport din Comuna Ipotești. La festivitatea de deschidere au participat viceprimarul Comunei Ipotești, Constantin Bobu, și Vasile Hâș, primarul Comunei Fântânele, acolo unde funcționează clubul ACS Judo Bucovina. Mă așteptam la 100 de participanți, dar sunt până acum 400 de participanți și asta mă bucură foarte mult pentru Judo Suceavean. Cei mai mici au 5 ani, 4-5 ani, cei mai mari au 21 de ani. A fost foarte greu și am fost emoționată pentru că am pierdut de două ori și eram sigură că nu o să iau niciun loc, dar până la urmă am luat. Cum au fost adversarele? Două m-au proiectat foarte tare și m-am lovit foarte tare un pic la față. Iar celelalte două, că am jucat de 4 ori, au fost foarte ușoare. Cumva s-au pus în genunchi așa pentru mine și m-am pus eu pe ele dintr-o dată. Dar erau și mai mici, nu știu ce aveau, dar... Cum ți se pare acest sport judo? Îl fac de mai puțin de un an, dar așa că am luat centura galbenă, am fost foarte impresionată și am mers la un concurs la Bacău, care l-am pierdut și acum am încercat și am început să-mi placă mult mai tare judo ca niciodată. Toată lumea dorește să participe, să scoată copiii din sala proprie de antrenament, să facă schimb de impresii, să socializeze. Vedeți că aici toată lumea stă de vorbă nu numai cu colegul lui de echipă, ci și cu ăla din altă localitate. Din ce ați observat până acum, vin din spate talente? Promisiunea există. Promisiunea există. Ceea ce trebuie, din punctul meu de vedere, ca practicant, mă rog, cu oarecare vechime, ca să zic așa, antrenorii nu trebuie să se grăbească să obțină rezultate după câteva zile, după câteva săptămâni, după câteva luni chiar de antrenamente. Pentru că în judo mai ales, în sportul de performanță în general, există etape care dacă se pierd, dacă se ard acele etape, are de suferit în primul rând sportivul. Prima ediție a Cupei Bucovinei la judo a fost organizată în urmă cu 3 ani la Bănești și s-a intitulat Cupa Judo la sate.